Salutare, dragii mei! Astăzi, împreună cu voi, vreau să pregătesc tort Snickers. Pe YouTube sunt foarte, foarte multe rețete de tort Snickers, dar eu vreau să vă prezint pe a mea. Eu am făcut o rețetă foarte simplă, ca să o poată face fiecare, da? Pe YouTube am văzut foarte multe rețete, foarte complicate și foarte mult timp îți ia. Dar eu am făcut-o mai simplă, ca să poată să o facă oricine. Acum vreau să-l tai să vă arăt cum este în interior. Vreau să-l tai așa la jumate. Este foarte moale. Încă așa. Încă așa arată. În interior. Este foarte umed, cremos și foarte delicios. Deci cam așa arată. Uitați-vă ce frumos. Frumos și delicios, desigur. Acum vreau să trecem să vă arăt ce ingrediente avem nevoie. Eu vă doresc poftă bună. Dacă vă plac rețetele mele, abonați-vă la canalul meu, dați like, distribuiți. Și acum să trecem la treabă. Eu am început deja să mănânc și am vrut să vă arăt și vouă la cât este de frumos și delicios și foarte gustos. Foarte umed, cremos, e superb. Încercați-l numai decât. Deci, mai întâi de toate vom face pandișpanul cu cacao. Avem nevoie de 4 ouă, de 100 de grame de zahăr, de 150 de grame de făină, 40 de grame de cacao, 20 de grame de zahăr vanilat și un pic de sare. Așa, deci adăugăm în bolul care a să le batem ouăle, adăugăm zahărul, ouăle, sarea și zahărul vanilat și le batem într-o spumă. Așa, bună. Deci am bătut ouăle, așa, într-o spumă. Acum, am uitat să spun de praf de copt, avem nevoie de 7 grame de praf de copt. Tak, adăugăm cacao și cu praful de copt și îl cernem aici și îl încorporăm. Adăugăm și făină și cernem. Și iarăși încorporăm. La mine mi s-a rupt mânierul acesta de la asta. Și acum turnăm aluatul nostru în formă. Forma la mine este de 24 de centimetri și îl vom coace la temperatura de 170 de grade, undeva 30-35 de minute. Mai departe să ne ocupăm de caramelă. La canalul meu este rețeta cum pregătesc eu caramela, așa că nu cred că trebuie să arăt în video acesta, să mai lungesc video, să fie mai lung. Avem nevoie de zahăr, de unt, de apă, de frișcă și sare. Eu o să las rețeta în descriere la acest video cu cum pregătesc caramela. Cine a să dorească să privească, a să intre acolo pe linkul cel, așa să uite. Deci eu am pregătit două blaturi, două porții, e ca așa arată, foarte, foarte pufoasă și foarte ciocolatnie. Așa, acum să le tai, să merg din jur împrejur așa cu cuțitul, după care cu oața. După cum știți voi că eu întotdeauna tai pandișpanurile cu oața, ca să fie mai... mai drepte, da? Luăm ața și pe unii am tăiat, pe acolo băgăm ața ca așa iană și o punem în două și o tragem la noi, ia ca așa. Deci am tăiat foarte, foarte drepte pandișpanul nostru. Vedeți? E superb! Uitați-vă la cât este de moale și la cât de pufos este. Așa am procedat și cu a doilea. Uitați-vă cât este de superb.
Dacă aici deasupra ați să vă crească așa o pălărioară, ați să luăm și o să o tăiem. Uitați-vă la cât este de superb. Vedeți? Găurit. Foarte bun. Încă așa. Așa, am tăiat foile. Încă așa. Sunt super. Mai departe avem nevoie pentru cremă. De 500 de grame de frișcă, la mine este frișcă la kilogram. Avem nevoie de 500 de grame de cream cheese, tot este la kilogram cumpărată, și de 250 de grame de caramel. După cum am mai spus, că rețeta la caramel vă las în descrierea la această rețetă. Așa, adăugăm în bolul de la mixer, adăugăm cremul cheese. Este foarte bun, puteți să folosiți și mascarpone. Și adăugăm și frișca. Uitați-vă ce frișcă grasă. Este frișcă la kilogram și foarte, foarte delicioasă. De data asta am vrut să încerc cu frișcă la kilogram cum este. De asta am cumpărat-o. Și acum o punem și o batem bine, bine. Așa, deci începem să o batem. O batem bine, bine. E că așa se primește foarte groasă. Acum luăm caramela și adăugăm puțin câte puțin. În timpul cât se zbate crema, adăugăm caramel. Ca să primi crema, este o cremă foarte groasă și foarte pufoasă. Și are o culoare așa de bej, după cum se vede. Deci vreau să vă mai spun, dacă doriți să fie crema și mai dulce, puteți adăuga și zahăr pudră. Eu asta n-am făcut-o, deoarece mie mi-ajunge atâta dulceață cât are caramela, de atâta n-am mai adăugat. Uitați-vă la cât este de pufoasă și groasă. Am bătut-o în jur de 5 minute, să zic așa, poate mai puțin. Mai departe, să avem nevoie de 150 grame de arahides. Eu le-am prăjit în tigaie, după care le-am decojit, da? Sunt fără sare. Și avem nevoie de caramel. Caramel asta deja nu pe grame, aspundem undeva 3-4 linguri la o foaie. A să vedem cât a să primească. Pentru sirop avem nevoie de 100 ml apă, 100 grame zahăr. E că așa un sirop avem noi. Arahides le punem în blender și le mărunțăm puțin. Ia că așa, le-am mărunțit, sunt și mai mășcățele și mai mărunte, nu-i nimic strașnic. Așa, luăm, punem puțin aici la mijloc, ca să ții mai bine foaia, după care aranjăm aici așa și o însiropăm. Așa, o însiropăm de jur împrejur. După care adăugăm cremă într-o sacoș așa micuță, poș sau cum se numește. Dăm de jur împrejur. Așa. Nivelăm. Acum, prin prejur, facem așa un bordur sau cum să-i spun. Așa, Iana, o dungă. E ca așa ea. După care adăugăm aici la mijloc caramelă. Așa, eu o să adaug 3 linguriți, cred că va fi de ajuns. Bine, eu am adăugat 4 linguriți. Acum adaug arahides deasupra așa ea. Și puțin le apăsăm. Încă așa. După care adaug cremă și o nivelăm. Adăugăm a doua foaie deasupra, o apăsăm puțin
Așa. O însiropăm și iarăși cremă. Deja la a doua foaie nu mai punem de asta caramelă, doar cremă. Iar adăugăm o foaie deasupra, o apăsăm și o însiropăm. Și după a treia foaie iarăși procedăm ca acum la prima foaie. Punem caramelă și arahis. Adăugăm ultima foaie, o aranjăm, o apăsăm, o însiropăm și punem toată crema deasupra și nivelăm tortul. Așa, deci puteți să-l lăsați așa sau puteți să îl mai înveliți cu iarăși cremă. Deci tortul meu a stat 2 ore în frigider, e ca așa arată. Acum eu am bătut 200 de grame de smântână cu 100 de grame de zahăr pudră și acum îl voi decora, îl voi îndrepta cu crema aceasta. Și îl nivelăm. Trecem de jur împrejur și îndreptăm tortul nostru. E că așa arată tortul meu de jur împrejur. Dar mie mi-a rămas puțină caramelă și vreau de jur împrejur să fac așa. Doar că caramela este puțin mai grosuță, dar nu-i nimic strașnic. E ca cam așa. Desigur că cu ciocolată mai frumos se primește și mai așa mai aranjat, dar este un tort pentru casă. Este prima încercare a mea, tortul acesta, de atâta nici nu prea așa am vrut să-l bombiez cumva. Și deasupra am făcut așa și acum să-l decorăm cu Snickers. Tak, deci așa l-am decorat, un decor simplu, pentru că este tortă Snickers și am vrut așa un decor doar cu Snickers, ciocolate Snickers care le-am cumpărat. Cam așa arată, am scris pe el Snickers și am ajuns la finalul acestei rețete. Dragile mele, eu vreau să vă spun că este o rețetă foarte, foarte simplă și merită de încercat. Puteți să o faceți cu cremă și din smântână, nu numai de când din crem cheese și cu frișcă sau ceva de genul ăsta. Faceți cu crema la dorința voastră, dar desigur că e mai gustoasă cu crem cheese și cu frișcă, așa că cam așa arată. Eu vă doresc poftă bună și numai bine! Pa, pa!